am început anul 2024 cu dreptul, pentru că sperăm cu toții ca acest an să fie frumos, să fie mai bun decât anul 2023. Bună seara și bun găsit! Sunt Carmina Vlad. Vă urez să aveți un an frumos, cu sănătate în primul rând, putere de muncă, la mulți ani și Doamne ajută să fim cu bine toți. Invitatul meu din această seară, prima ediție a emisiunii Misiune Îndeplinită de pe anul 2024, este domnul colonel Gheorghe Boboc, comandantul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, căruia îi spun bună seara, bine ați revenit la noi și la mulți ani, să aveți un an cu realizări frumoase, cu sănătate, cu putere de muncă, să vă trăiască copiii de acolo, de la colegiu, să fie cu minți și să ia note mari. Da. Mulțumesc de invitație, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și la mulți ani și realizări tuturor. Doamne ajută așa să fie, dar haide să vorbim așa despre Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Cum a fost de la începutul anului școlar 2023-2024? Practic din septembrie până în prezent. Da. Ca în fiecare an școlar, noi am început pregătirile încă de pe timpul verii. Pregătirile au însemnat pregătirea spațiilor de cazare, pregătirea spațiilor de învățământ, realizarea contractelor pentru hrănire, astfel încât atunci când sosesc elevii să fim în măsură să îi primim așa cum trebuie. Totodată s-au făcut prin grija Ministerului Apărării Naționale demersurile pentru a avea echipamentul necesar pentru echiparea celor nou veniți. Și în acest an școlar am beneficiat de o cifră crescută de școlarizare, 168 de locuri pentru clasa a noua, astfel încât ar trebui să avem măsuri sporite privind un număr mai mare de echipament și celelalte elemente legate de cazarea acestora în spațiile de cazare. Și mâncarea, și cărțile, și profesorii, sunt multe. Da, da. Nu e ușor. De asta vă spuneam că noi am demarat activitățile de pe timpul verii. Activitățile au presupus și încadrarea de câteva cadre didactice în funcție de normele pe care le avem, norme crescute. Și vă spun că la începutul școlii noi am fost în măsură să începem școala chiar cu dreptul. Deci am avut tot ceea ce ne trebuie și elevii au demarat chiar cu dreptul. Singurul inconvenient a fost că la jumătatea ceremoniei de deschidere a unui școlar s-a pus o ploaie torențială, dar eu zic că s-ar putea să fie un semn bun. Nu da, e de bun augur. Știți că atunci când e un eveniment din viața noastră și plouă, înseamnă că o să ne meargă bine. Deci și lor le va merge bine, dar și dumneavoastră ca instituție. Da. Elevii au fost foarte bucuroși pentru că ei își doreau foarte mult să defileze. Știți bine că defilarea este unul din elementele definitive are colegiului militar și n-am putut să mai facem acest lucru. Am preferat să meargă la sălile de clase, să nu ne trezim cu răcel la început de an școlar. Așa este. Și mai ales că toți părinții așteaptă în perioada aia să-și vadă copilul cum defilează, exact. Să-l vadă acolo în uniformă. Știți? Da. Asta e important, să ca părintele să-l vadă exact la început de an școlar. A fost grea pregătirea asta pentru începutul lui începutul de an școlar? Da, știți bine că niciodată timpul nu este suficient. Ne-ar trebui ca ziua să aibă mai mult de 24 de ore și asta nu este posibil. Dar am reușit să aducem elevii la un nivel suficient de bun pentru a putea începe anul școlar așa cum trebuie. În plus de asta, special elevii de clasa noua învață și lucruri pe care nu le fac acasă. Adică învață să-și coase un nasture, învață să-și calce un pantalon, o cămașă. Lucruri pe care le face mama acasă. Da. Da. Și timpul este relativ scurt, dar ei sunt foarte inteligenți și acumulează foarte repede informațiile. Noi întotdeauna folosim din rândul elevilor un număr suficient de mare de elevi gradați care, pe lângă elementele de organizare să-i țină în program, învață și aceste lucruri de a te descurca, să-ți întreții spațiile singur. Își fac chiar și curățenie, își fac patul, adică sunt toate lucrurile care
Practic le învață în aceste prime zile de școală. Practic învață un fel de, cu ghilimele de rigoare, curs de supraviețuire. Cam așa. Nici chiar de supraviețuire, dar oricum, de supraviețuire în colegiu. Ca să păi, domnul comandant, de la răsfățul mamei de acasă, să pleci direct la 14 ani, să scoși singur nasturele, să calzi singur cămașa, pantalonii, e cam greu. Da, din păcate... Mai ales pentru un băiat, la o fată, hai, mai merge. Da, așa este, aveți dreptate aici. Din păcate, ministerul e și pregătit pentru acest lucru, pentru că în primele 30 de zile, practic, elevii pot să plece fără să suporte cheltuielile de școlarizare și să știți că în primele 30 de zile sunt câțiva care renunță. Numărul nu depășește 10 elevi din cifra totală care v-am spus-o de 170, dar undeva la 10 elevi în cele 30 de zile părăsesc colegiul din motive de neadaptare, ce vă spunem. Da. Greu de cusut nasturile, greu de călcat, greu de trezit la ora 6. Da. Și mai ales la 10 să fii în pat, deja să dormi, adică se stă stingerea. Exact. Să se obișnuiască să mănânce la ore fixe, că dacă n-ai mâncat la ora fixă, o să-ți vină foame mai târziu. Da. O faci la ora următoare de masă. Da, sunt curioasă cum aveți masa acolo, pentru că de multe ori mi-am pus întrebarea, că mai povesteam noi înainte de a începe emisiunile, că se gătește ca acasă. Mâncare, aveți mâncare ca acasă. Au ei pretenții? Masa este foarte bună, din păcate știți și dumneavoastră că alimentația tinerilor este diferită față de ceea ce se prepară. Noi preparăm alimentația științific. Practic, elevii au 4 mese pe zi, servesc o masă de dimineață, să zic așa, în sistem răcituri, cu tot ce înseamnă legume și alimente de bază, să zic așa, brânzeturi și mezeluri. După care urmează o gustare la ora 11, formată de regulă dintr-un sandwich și un fruct, da? Masa de prânz destul de consistentă și masa de seară. Dar elevii, din ce am constatat noi în anii aceștia de experiență, nu sunt obișnuiți cu peștele. Noi gătim pește de 2 ori pe săptămână. Peștele, și un lucru bun? Foarte bun, are calitățile lui. Da. De asemenea, gătim carne de vită și să știți că nu sunt obișnuiți cu carne de vită, sunt foarte puțini care au mâncat carne de vită. Și iar la fel foarte sănătoasă. Da. Și iar o curiozitate, mulți dintre ei cred că puiul nu are decât piept. Adică ar mânca carne de pui, dar doar pieptul, nu altceva. Mm-hmm. Există, le-am explicat că puiul este un organism complex și are mai multe părți care sunt comestibile. Și, în general, încurajăm să mănânce și foarte multe fructe. Iar la fel, să știți că și tabieturile lor pentru a mânca fructe nu este unul ok și nu ar mânca fructe. Dar, datorită activităților fizice, reușesc să descopere și aceste noi alimente pentru ei. Și să le și mănânce astfel dându-le și o creștere armonioasă. Da, și mai ales că, știți, ei 4 ani de zile fac un exercițiu, cu ghilimele de rigoare, un exercițiu în care să mănânce la o oră fixă, da, să mănânce și fructe, să mănânce și carne de pui, exact cum ați zis dumneavoastră, dar problema e, când se duc acasă, poate că și acasă încep să aibă aceleași tabieturi, să mănânce la oră fixă, să mănânce și aia și aia. Să știți că de foarte mult dintre ei deja își schimbă stilul de viață și când se duc acasă fac lucrurile diferite. Vorbeam cu unul dintre părinți, era foarte impresionat, să zic așa, că l-a găsit pe băiat, citea ceva și stătea pe un scaun lângă pat. Și zice, bă, dar tu la ora asta erai în pat, de ce nu te-ai trezit? Păi nu că m-am trezit, am făcut patul și n-am mai stat pe el ca să nu șifonez cerceaful. Setat obiceiul din colegiu să nu trebuiască să-și mai întindă încă o dată patul, adică am și înțeles. Acasă. Da. Și apropo de mâncare de pui, ciorba cea mai bună de pui se face din oase, că aia e cel mai gustos. Dar mă bucur că, uitați, le dați un meniu foarte diversificat și, în primul rând, că le băgați foarte multe legume și fructe. Da. Este un lucru foarte bun. Și peștele foarte și bun. Sănătos. Și sănătos. Da, aveți o persoană care se ocupă de meniu sau... Da, avem o persoană angajată care aveți se ocupă dietolog, de meniu. Un nutriționist ceva? Nu avem un nutriționist angajat, dar meniurile sunt stabilite prin ordin de ministrul apărării naționale, sunt stabilite de către direcția logistică, care
are în calcul toate aceste aspecte. Practic, noi nu mai punem în aplicare mai multe planuri meniu pe care le aranjăm pe zile, astfel încât să avem și un meniu din ăsta rotațional, dar în același timp și să ne luăm toate nutrientele necesare din fiecare tip de aliment. Și asta e un lucru bun. Da. Dar dumneavoastră acolo aveți și câțiva copii care practică sport. Da. Aveți copii care cântă foarte frumos. Eu vă urmăresc pagina de Facebook și chiar mă încântă când văd copii care au și alte activități. Să știți că în cadrul colegiului noi avem foarte multe cluburi organizate, în afară de activitățile sportive. Activitățile sportive sunt organizate pe sporturile la care noi participăm și la competiții, atât între liceele militare, cât și între noi și liceele civile. Avem echipe de handbal, echipe de volei, de basket, echipe de mini-fotbal. De asemenea, avem echipele pentru atletism, tenis de masă, șah, orientare. Deci sunt toată paleta asta de sporturi, unele chiar cu aplicativitate, inclusiv triatlon, partea de a noastră de pregătire militară, astfel încât să fim în măsură să obținem rezultate cât mai bune. Dar pe lângă aceste activități sportive de care aminteam, să știți că avem și alte preocupări. Avem un club de artă fotografică și cu sprijinul unui domn colonel, ofițer în rezervă, domnul Coel Angel, am desfășurat cursuri cu elevii noștri, astfel încât elevii să învețe arta fotografică și avem destul de mulți care fac parte din acest club. Activitatea nu se încheie aici după ce au terminat cursul. Ei continuă să se întâlnească și să-și împărtășească diferite realizări pe care le fac cu aparatul de fotografiat. Avem club de lectură, unde elevii se întâlnesc și își împărtășesc preocupările lor literare. Scriu poezie, scriu lucruri frumoase, articole, da. Avem club de pictură, avem club de robotică, avem un robot al nostru cu care participă și la competiție, avem club de inteligență artificială. Și aș putea continua cu exemplele acestea. Majoritatea, să știți că ele au în spate un cadru militar sau un cadru didactic, dar ele sunt organizate și conduse de către elevi. Mai au timp pentru așa ceva? Pentru că totuși au un program foarte bine stabilit, punct cu punct, la ora de te trezești, la ora de mănânci, la ora de la școală, da, la ora de te duci la bibliotecă să studiezi, ai atâtea ore pentru învățat, mai au timp? Așa este, timpul este o resursă greu de gestionat, dar noi reușim să facem acest lucru tocmai prin această organizare foarte bună a timpului și se pare că și reușim acest lucru. Chiar dacă într-adevăr este greu, este nevoie de un efort suplimentar, este nevoie ca elevul să-și dorească acest lucru, ca să poată să-și rupă uneori chiar din timpul lui liber. Sunt implicați în toate astea? Sunt foarte implicați și v-aș da numai un exemplu. Noi avem mai multe parteneriate cu mai multe asociații și anul acesta, pe lângă preocupările lor, noi avem un parteneriat cu o asociație, Tabăra Bucuriei, care se ocupă de copiii care au copiii diagnosticați cu cancer. Și anul acesta elevii au făcut un lucru care pe mine personal m-a impresionat foarte mult. Au organizat practic un spectacol de Crăciun pentru părinții lor. Spectacolul s-a finalizat cu o tombolă și cu multe alte concursuri organizate și s-a strâns o sumă de bani destul de mare, astfel încât copiii noștri au fost Moș Crăciun, atât pentru copiii diagnosticați cu cancer din această asociație Tabăra Bucuriei, cât și pentru frații lor. Am primit scrisori de la ei cam ce-și doreau și le-am cumpărat ce-și doreau. Dar de ce nu spuneți că au trimis scrisori la Moș Crăciun? La Moș Crăciun au trimis. Moș Crăciun au trimis. Cum a fost per total așa anul 2023, dacă luăm un calcul de la 1 ianuarie până la sfârșit, a fost un an bun? Aș putea să spun că a fost un an foarte bun. Rezultatele au fost foarte bune, atât, să zic așa, la rezultatele normale, mă refer la bacalaureat și la accesul la academii, unde toți au depășit acest obstacol, examenul de bacalaureat, și au intrat toți la academii, la ofițeri. Și în plus de asta am avut și rezultate foarte bune la Olimpiade, adică m-aș declara foarte mulțumit pentru anul 2023 și îmi doresc foarte mult ca măcar la același nivel să fim și în anul 2024.
Doamne ajută! Și tot vorbeați dumneavoastră că ați încheiat anul cu un spectacol dedicat părinților de Crăciun. Cine învață pe copii colinde? Că am văzut că ați colindat. Da. Să știți că avem foarte multe persoane implicate în tot ceea ce înseamnă spectacolul de Crăciun. Avem mai multe coruri organizate pe lângă trupele care își desfășoară activitatea. Avem atât profesorul nostru de muzică care se ocupă de pregătirea lor, avem implicați atât preotul care predă religie, cât și preotul nostru din colegiu și de asemenea foarte multe cadre didactice care au preocupări în acest sens și în același timp și elevii care vin din locurile de unde se trag cu diferite obiceiuri pe care noi le transpunem pe scenă, să zic așa. Dar aveți, de exemplu, din Moldova copii, din Maramureș? Da. Și nu vin ei cu tradițiile lor, că fiecare regiune, și noi Oltenii avem tradiții foarte frumoase. Da. Dar și Maramureș, și Moldova, și Banatul, și Muntenia, și Transilvania, Dobrogea, fiecare regiune are o tradiție sau mai multe tradiții care sunt foarte frumoase. Da. Și nu vin ei să învețe pe copii, uite, la mine așa se cântă, uite, la mine așa se cântă. Să știți că preponderent mergem pe zona Olteniei, pentru că și elevii sunt preponderent din zona Olteniei, dar sunt destul de multe melodii, să zic așa, care sunt din zona Moldovei, din zona Maramureșului. Ba mai mult decât atât, elevii își îmbracă straiele populare din acele zone, în formațiile pe ce care frumos. Noi le avem. Da, și coloritul ăsta chiar dă o imagine și mai frumoasă trupelor noastre. Ce frumos o să-i vezi pe toți așa toate regiunile țării întâlnite într-un loc. Da, da. Am avut anul trecut, intrat la Academia la Ofițeri, chiar un elev din Maramureș care a învățat și făcea parte din trupa noastră de călușari. A, ce frumos! Și a învățat călușul olteresc. Și da, da. Da, ce frumos! Da. Dar n-a venit îmbrăcat așa maramureșan la un spectacol? A venit, ba da, a venit. Dar pe trupa de călușari avem costume speciale și nu putem să le mai mixăm. Cine învață să danseze călușul? Să știți că odată folosim resursa elevilor, am avut și mai avem încă câțiva elevi care fac parte din diferite trupe acolo unde sunt ei și avem o doamnă profesoară de sport care se ocupă de acest lucru. E implicată. Voi ce-mi place că știți ce? Duceți tradiția mai departe și faptul că îi învățați pe copii, de exemplu, călușul și că ei vor să învețe, că învață colinde, că se implică în ducerea acestor tradiții mai departe, transmiterea lor mai departe, asta e un lucru bun, pentru că nu se uită și așa le descoperă și ei. Da. Poate că acasă n-au avut mama, tata timp să se ocupe de ei, dar faptul că am învățat de la dumneavoastră e un lucru frumos. Da. Și să știți că de multe ori rămân impresionat că elevii își prezintă straiele populare din locul de unde se trag cu foarte multă mândrie. Ceea ce arată că încă mai sunt legați de locurile acelea, chiar dacă probabil acolo de unde au fost niciodată nu s-au gândit să facă acest lucru. Dar odată venind într-o altă comunitate simt un pic de mândrie și eu zic că e foarte bine că simt acest lucru. Ce au primit copiii de Moș Crăciun? În fiecare an noi suntem foarte atenți la acest aspect. Asta pentru că au fost cuminți și de au pentru că au fost cuminți, moșul la ei. În fiecare an sosește moșul. Pe și cuvânt? Sosește moșul, da? În cadrul fizic. Fizic, da. De regulă este un cadru militar care s-a pensionat și le facem o surpriză că trebuie să ghicească cine este. Și nu-l cunosc. Îl recunosc, să știți că îl recunosc chiar de multe ori mai bine decât noi. Da? Îi recunosc mersul, îi recunosc anumite trăsături, da. Da. Pentru că, în general, sunt cadre militare care au lucrat cu ei. Și îi cunosc, da. Și prin grija cadrelor personalului colegiului, noi întotdeauna am avut grijă să fim un moș bun pentru copii și pentru noi, pentru că anul acesta ne-au prezentat un spectacol fantastic. Deci chiar le-am și spus la finalul spectacolului, nu am decât un cuvânt să vă spun, excelent. Da, adevărul este că eu am văzut frumos pe pagina dumneavoastră de Facebook și mi-a plăcut și mie. Și faptul că, uite, ei cântă, se implică, învață aceste colinde. Da. Este un lucru
Foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Anul acesta mai mult au încercat să pună în scenă și alte obiceiuri pe care noi nu le-am avut până acum și cred că ați observat și dumneavoastră că în afară de plugușor am avut și capra, am avut și ursul, adică am încercat să preluăm mai multe din obiceiurile locale, să zic așa, pe care să le și materializăm. Dar cine a făcut bradul? Ca să mă exprim oltenește. Oltenește. Bradul este făcut de copii. Ei îl împodobesc. În fiecare an avem o dată anume pe care o stabilim și îl împodobesc. Noi în fiecare an cam pregătim doi brazi. Unul de exterior natural. Anul acesta l-am primit prin grija unui părinte și unul de interior artificial pe care îl ținem în sala de spectacole. De fapt și acum este în sala de spectacole. Da, și copiii fac această activitate cu mare drag, îi anunțăm din timp să se pregătească și se pregătesc. Și vor așa, nu știu, anul ăsta să facem roșu, anul ăsta va galben sau vor ceva amestecat? Să știți că nu avem o temă anume, dar în fiecare an elevii noștri, tot așa prin grija unui cadru didactic, doamna profesoară de chimie, fac niște CD-uri foarte frumos inscripționate, pe care le fac ei. Sunt, au o metodă de imprimare pe CD-uri a diferitelor imagini de specifice sărbătorilor de iarnă și cu acelea împodobesc mai diferit bradul în anul care... Ce frumos! Da. Foarte frumos! Dar nu v-ați gândit să vă plantați și în curte niște brazi? Am plantat. Da? Încă nu sunt suficient de mari. Avem micuți. Destul de mulți plantați și în general sunt plantați de către copii. Vă dați seama, peste ani și ani o să vină să vadă ce mai face bradul lui. Exact. Avem și pom fructifer plantați tot așa de către copii. Ce pom fructifer aveți? Avem cireși, peri, meri, pruni, butui. Da? Da. Păi știți cum, la câte kilograme de cireșe vă considerați o unitate bogată, pot să spun. Avem cam o alee, cred că va fi destul de profitabil pentru unitate, da. Da, ce frumos, vă dați seama cum când vor înflori, cum va fi alea aceea. Chiar lângă sala de sport, adică am făcut așa și o legătură să... Să o îndulcim un pic. Da, ce frumos. Foarte frumos. Da. Și cu fructele ce faceți? În general le consumă elevii. Da. Frumos, din de curtea... multe ori să știți că chiar dacă nu servesc de la sala de mese, dar tentația de a consuma un fruct din pom este mare. Păi că la țară, știți cum... Da. Te duci, treci pe lângă un măr, vrei să rupi, că asta e. Da. Dar cine are grijă de ei? Avem angajați. Avem angajați care îi întrețin, îi curăță, le fac lucrurile specifice. Da. Dar copiii se implică. Se implică. Se implică și copiii. Frumos. Ce vă doriți pentru anul 2024? Cum vă spuneam, în primul rând să fim sănătoși. Asta este lucrul cel mai important. Și în altă ordine de idei ne dorim să avem rezultate cel puțin la fel de bune. Ne dorim ca la bacalaureat să avem 100% promovabilitate, ceea ce este foarte important. Ne dorim să acceadă toți către academiile militare sau acolo unde își doresc ei. Și ne dorim ca tot ceea ce înseamnă asigurarea sau sprijinul învățământului să fie realizat. Mă refer aici la tot ce înseamnă condiții de învățământ, condiții de cazare, condiții de hrănire. Și în plus, anul acesta, având în vedere că a doua parte a Spartachiadei se ține la Craiova, ne dorim foarte mult să avem rezultate cât mai bune. Doamne ajută! Și note mari la școală, bineînțeles. Și note mari la școală, bineînțeles. Nu să așa. Aveți, măcar în fiecare an, să fiți cu bacalaureatul admis pe toată linia, pe toți copiii. V-ați dori și un număr, alt număr de copii să mai aduceți, să măriți numărul de elevi la școlarizare? Vom vedea. Asta în mare măsură nu depinde de noi. Noi va trebui numai să le asigurăm condițiile necesare pentru a-și desfășura învățământul așa cum trebuie. Cifrele ar trebui să fie la un moment dat și aliniate, astfel încât să nu mai fluctuăm între ele, să putem să ne planificăm din timp tot ceea ce înseamnă asigurările astea de învățământ, să zic așa, cazare, masă și așa mai departe. Așa este, că nu e ușor. Nu. Totul se face cu muncă da, și... Da, și nu poți să faci peste noapte, adică... Da. Corect, adică nu poți să te joci cu un copil, da. Trebuie să-i asiguri cazare, mâncare, condiții de învățământ și așa mai departe. Da. Doamne ajută, eu vă felicit pentru toată activitatea pe care o aveți,
Vă doresc succes, sănătate multă, putere de muncă să aveți, că e de muncă la dumneavoastră, nu glumă, și succes copiilor în toate activitățile pe care le fac, atât învățământ cât și cele extrașcolare. Și să auzim că sunt pe locul întâi de fiecare dată. Da. Mulțumim frumos și noi ne dorim același lucru. Sper să și realizăm și în acest an, astfel încât copiii care sunt pentru noi pe primul loc să fie, să-și îndeplinească ceea ce ei își propun mai mult. Doamne ajută așa să fie. Mulțumesc încă o dată. Aici pune punct emisiunii din această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc o seară excelentă. Ne revedem săptămâna viitoare, tot aici la Teleu Craiova. Toate cele bune, la revedere!